12 ispite, printre care Mircea și Ionuț așteaptă alte cupluri pentru a le da ceea ce ei au cerut. Un test, dar unul sincer. Unul care îi va expune exact așa cum sunt ei, nu așa cum își doresc să pară. Insula Iubirii nu este un judecător și acest test nu este un proces. Insula Iubirii este experiența care oferă doar celor care o cer și apelează prin înscriere de bunăvoie la casting, ceea ce ei pretind că vor să afle. Personalitatea partenerilor și realitatea din cuplul lor, indiferent dacă interesele lor reale sunt diferite de ceea ce declară că visează. Eu sunt omul simplu care s-a îndrăgostit de Oliva, nu? Până la urmă. Asta e. Chiar nu mă așteptam așa, mai ales din prima zi. Există dragoste la prima vedere. Pot să bag mâna în foc pentru el. V-am zis de la început. Am simțit nevoia să o pup, să o iau în brațe, să o ține mâna. Care este disputa de care o eu în așa principiu? După cum se vede de Mircea. Eu am venit aici să mă îndrăgostesc. A fost doi oameni care se iubeau? Nu. Ne vedem sezonul viitor. Am să las iubirea să intre în inima mea.